Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit tuturor, vă spun Cătălin Berindan și Mădălin Negoiță, suntem în legătură directă cu Cluj Arena în așteptarea confruntării din etapa cu numărul 28 din Superliga României. Cu Cluj Farul, o întâlnire foarte importantă pentru configurația finală a clasamentului în play-off. Vedem primul 11 al clujenilor cu Gorcea în poartă, linia defensivă formată din Kipciu, Masoero, Mitra și Roger. În cele două flancuri, Silaghi și Rogulici, Bic și Simion, mijlocaș central, Nistor, în spatele lui Daniel Popa. Dincolo la echipa din Constanța, Gheorghe Hagi începe această partidă cu Buzbuchi în poartă. Jucători de câmp sunt în linia defensivă, Boli, Larie, Popescu și Chichi. La mijloc vână cu Eiros, Grameni, în atac Ganea, Munteanu și Budescu. O așezare 4-3-3 propusă de tehnicianul echipei din Constanța. Lume puțină la această partidă, 2000, poate 2500 de spectatori, vreme excelentă, foarte cald la Cluj pentru final de februarie, 16 grade la ora începerii acestei partide. Și suprafața de joc arată foarte bine, acum își fac apariția și cele două echipe. Farul este pe 5 în acest moment, temporar, 41 de puncte. Este așa, dacă e să calculăm miza acestei confruntări, contextul face ca Farul să aibă un meci extrem, extrem de important. Sau ar fi un rezultat extrem de important dacă ar câștiga astăzi, pentru că și-ar asigura în proporție de peste 90% prezența în play-off cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. Pentru Cluj, în schimb, victoria este esențială făcând aceleași calcule. Se întâlnesc două echipe foarte bune în deplasare, Mădălin. Farul n-a mai pierdut de la sfârșitul lui noiembrie pe teren străin, în timp ce Universitatea și ea este o echipă mult mai bună în deplasare decât pe teren propriu. De altfel, într-o ierarhie a meciurilor jucate în deplasare, Cluj este pe locul 3, iar Farul pe locul 5. Să vedem cum se vor descurca astăzi jucătorii antrenați de Neluțu Sabău, care n-au mai câștigat de pe 20 ianuarie, atunci când învingeau aici pe Cluj Arena pe Hermannstadt cu 2-1. Brigada de arbitri condusă la centru de Ișvan Covaș, care revine după meciul controversat Șep și Universitatea Craiova. La cele două tușe sunt Ovidiu Artene și Mihai Marica. La VAR este Florin Andrei, asistat de Imre Bucș. Arbitrul de rezervă este Florin Mazilu, observatorul de joc Claudiu Boaru, observatorul de arbitri Victor Berbecaru. Da, Claudiu Boaru, fostul jucător de la Gaz Metan Media și Inter Sibiu, din urmă cu mulți ani, coleg cu Pustai, antrenorul actual al Ciahlăului Piatra Neamț, în atacul lui Gaz Metan. Vedem și cele două bănci de rezerve, nu sunt... Da. Legat de veteranii din lotul Universității. Și aproape de gol, aproape de gol Farul, minutul 11. Foarte bine s-a executat lovitura liberă. Zici tu că e o ironie revenind la mesajul ăsta? Adică e o ironie ce? Că e media de vârstă ridicată sau cum? Sigur, uită-te în primul 11 al Universității. Asta în timp ce vorbeam noi și aseară în emisiune. Jucătorii crescuți de... Operare facilă pentru Cluj, pleacă Popa în duel cu Larie. Ia să vedem acest duel, va fi foarte interesant. Trece Popa în primă fază, protejează, șutează și este prima șansă a acestei partide. Mingea recuperată de Nistor. Încă este periculos acest atac al clujenilor. Simion caută și el șutul, nu e rău. Iată două șuturi pe poartă în decurs de doar câteva secunde. Au zis jucătorii Universității ce spuneam. Da, dar aici e mai degrabă pe contraatac. Așa e. Foarte bine își calculează pașii Popa. E adevărat că și Larie, uite, vezi, față de, că vorbeam de oțelul, față de Ghiocel aseară care a făcut penalti, aici Larie știe să taloneze, știe să protejeze. Cu Nistor, Bic a încercat o pas, o verticalizare, însă exact acolo unde nu erau jucători. Acum Rogulici respinge Buzbuchi. Ce parada lui Buzbuchi! Da, însă un șut moale. Bine plasat, dar moale. Putea să tragă mult mai bine Rogulici de acolo. Dar ce eroare acolo în defensiva Farului.
Tot Rogulic este cel care se duce la colțul terenului, un bun executant de faze fixe și de lovituri libere. Aghi. Silaghi, mi se pare Mădălin un jucător așa speriat de bombe, parcă, pentru că nu reușește în niciun meci. Aici o greșeală mare a Constanțenilor și este gol pentru Universitatea. Minutul 34, marchează Nistor, după încă o eroare în defensiva Farului. Și iată, Nistor reușește al 11-lea gol din nimic. Tocmai spuneam, Cluj a reacționat la greșelile din defensiva Farului. Ce gol important ar putea să fie ăsta. Și să vedem, e pentru prima dată, spuneam, când Cluj deschide scorul din 11 decembrie încoace. Și nu mai sunt certați nici Popa și Nistor acum, dar nici n-aveau cum. A greșit Lari acolo. Clar. O fază simplă. Posibil ca și terenul să fi jucat o festă fundașului și capitanului Constanțenilor. E gol făcut cadou, liniște. Nistor a fost criticat în ultimele trei etape. El a ridicat standardul, așteptările erau mari în ceea ce privea evoluția sa. Criticat însă după criticat ce... pe bună dreptate, da, clar, deloc rău. Acum se deschide și un culoar pentru pasa lui Kipciu și apoi devierea perfectă pentru Rogulic, a lui Popa. Rogulic! Parada lui Buzbuchi și încă are Cluj atacul periculos. Centrarea pentru Popa! Scoate Popescu. Ce șansă pentru Rogulic. Popa a ratat cu șep și dintr-o situație similară chiar în finalul acelei partide. Rogulic acum servit perfect. Cluj cred că merită acest avantaj dacă ținem cont de ocaziile pe care le-a avut. Da, Rogulic, revedem, puține, scapă față în față cu Buzbuchi, însă jucătorii din Superliga au o mare problemă, Mădălin, când scapă în acea întins pe gazon. Cred că jocul ar trebui oprit acum de Ișvan Kovac. Ia să vedem. Ia să vedem. Ișvan Kovac face semn echipelor medicale să intervină. Prilej și pentru noi să vedem reglările cu Rivaldinho duelul. Mai întâi mi s-a părut fault în atac, apoi mi s-a părut și o imprudență a lui Mitrea. Ia să vedem. E fault în atac ăsta? Cam... Aia e un număr... Nu ia. Ia să vedem. Nu. Nici mie nu mi se pare. Și aici? Ia. Aici cam bagă sare, Mitrea... Nu, sare cu brațul depărtat. Da. Cam bagă în gură cotul lui Rivaldinho Mitrea. Ia să vedem, se va verifica oare la VAR acolo, spuneam, este Florin Andrei. Am văzut penaltiuri date și pentru mai puțin de atât. Inclusiv pentru Farul, ca să glumesc acum, nu? Cu FCSB. Nu? Exact, da. Mitrea încă o dată face o prostie în propriul careu. Asta dacă nu cumva vor considera că e fault în atac. Știi cum e, Cătălin? Noi am văzut că nu e fault în atac, dar la ce se dictează la noi e posibil să se decide la VAR că a fost fault în atac înainte. Nu neapărat că Mitrea a intervenit regulamentar acolo. Cum se întâmplă în România de obicei, știi? Hai să vedem. Moment foarte important. Moment cât un sezon. Uite cum depinde. Vezi? Poate în mare măsură o calificare în play-off de decizie de genul ăsta. Oricum e discutabil. E de revăzut și dacă a fost fault în atac. Știi cum e? Acum rămâne la interpretarea arbitrului. Dacă arbitrul vrea să dea aici fault în atac, poate să dea, că are de ce. Dar dacă vrea să dea penalti, din unghiul ăsta nu mi se mai pare atât de dură intervenția lui Mitri. Chiar n-aș putea să mă antepronunț de data asta. În Premier League la intervenția lui Popescu asupra lui Gorcea nu s-ar da penalti. Bine, nu, discutăm. Dar nici la cea lui Mitre asupra lui Rivaldinho. Dar dacă te raportezi la ce se dă la noi în campionat, se va da fault în atac. Ia să vedem. Dar nu e nimic, se va relua jocul cu minge de arbitru. Uite.
Mi se pare că e ieșire proastă a lui Gorce. Da, sigur, e un duel corect. Nu e faul. Și mie nici la Mitra nu mi se pare, sincer. La prima reluare, văzând din spate, mi s-a părut o mișcare a brațului, dar nu o lovește și acolo. Rivaldinho mai mult se duce în... Acum și fundașul, n-are cum să-și ferească de tot brațele. Cred că e o decizie corectă. Minutul 8. Asta spun, a lipsit elementul surpriză. Face bine lucrurile simple, dar în meciul ăsta îi trebuie mai mult lui Faro. Uite, genul ăsta de fază, foarte bună și șutul pe poartă. Asta-i trebuie farului. L-ai văzut pe Roger cât e de slab ca fundaș. Ba, eu aș spune că e bun Cojocaru. Cojocaru care driblează doi adversari. Hai să vedem partea frumoasă. Tape, nu mai contează ce fac restul. Pentru Farul urmează tot un meci pe teren propriu cu CFR Cluj. Meciul se joacă sâmbătă de la ora 20. Meci mult mai greu. Și inclusiv cred că deplasarea de la Botoșan va fi grea, pentru că Botoșan nu mai e echipa din noiembrie, din decembrie, de la începutul lui decembrie. Ganea este eliminat pentru această intervenție. Final trist pentru Farul. E de roșu direct asta, oare? Nu, avea galben. E al doilea galben.